cel mai fericit astăzi, Vasile? A fost aici, la Leclerc ăsta. Mai sunt două capete tractor aici, nu știu ce-s cu ei. Și că-s de Franța, vorba vine. Boulangerie de la picanterii. Lele, fiate, și mă duc aici să mă tun. Am găsit pe frizeria. Mă duc eu acolo la frizerie. Stai să-mi pun și o camera. Nu, gata, că am montat-o. Și zice femeia de acolo, zice, ia loc acolo. Păi mă uit acolo, zic, sunt niște ghiuvete. Zic, aici să stau. Nu, mă, zic, aici mă pun dacă femeia o zis aici, știi? Bă, mă așez eu acolo. Și în sfârșit îmi vine rândul, știi? Îmi vine rândul și zice aia să te speli pe cap. Păi zic, nu trebuie, bre, că zic, ieri am făcut baie, zic, am făcut duș la Amazon, zic, am găsit, zic, m-am spus curat la păr, n-am nimica. Nu, că zice, trebuie să te spăl, să... Păi zic, ce n-ai eu, zic. Păi, dar zic, nu vreau, n-auzi că nu vreau, am părul curat, zic, vreau doar să mă tun, zic, așa un pic, că-i arătam, știi? Nu, zice, să te spăl. Ta, bine, o, dacă zic, ții neapărat aia. M-a întrebat ceva de șampon după aia, știi? Că avea vreo 4-7. Păi zic, prea mult te întreb. Zic, oricare vrei, zic, nu știu, zic, oricare, că oricum părui curat. Nu, că zice, cu din ăsta, zice, aia ceva de mătreață, de... Zic, bă, frate, bă, stai așa, că nu mai știu de unde am venit. Ba da, prin colo am venit. Și zic, bă, dar zic, că femeia mă nebunește, frate. Zic, oricare. Zice, ăsta pentru mătreață, ăsta pentru, bă, zic, frate, pune, bre, oricare, zic, să trecem la tun. Zic, eu acolo vreau să ajung, să mă tund. M-a spălat într-un final, bă, nu știu ce șampon a pus, cred că era din ăla cu murături, frate, cu zeamă de varză, nu știu, bă, mirosea bine, nu zic, nu, dacă mi l-a pus în păr, zic, tu la Ivetă, am simțit că mi-a luat foc. Ceva cu mentă, probabil, bă, stai, mă, să mă uit, deci am venit pe străduța asta, am făcut acolo. Înseamnă că trebuie să fac aici stânga. Și m-a spălat ea pe cap, m-a uscat așa cu m-a uscat, m-a făcut cu prosopul ăla, știi? Vrei să treci? Hai. Că și tu ești mare și camionul e mare. Te rog să mă scuzi, dar când am în cap ceva, eu vorbesc, n-am ce face. Așa. Și, ai, veta, scan, ce scanează ăsta, bro? Stai, mă, așa, că trebuie să mă uit atent la drum, că nu mai știu pe unde am venit. Am făcut stânga, am văzut ăla Leclerc de sus, deci încolo, în dreapta. Ia uite-l pe ăsta cu buburuza asta, ce face. Hai, trafic. Băi, și într-un final, frate, reușește femeia să mă șteargă pe păr, zice, hai cu mine. Eu am lăsat rucsacul și... șapca pe scaun acolo la ghiuvetă. Pac, s-a dus, mi le-a adus, zice, vezi că spun asta aici. O, zic, mersi beaucoup, madame. N-ai să crezi, bre, ce să zic, mersi fain. Zice, cum te tund? Ea vorbea în limba ei, eu în a mea. No, bine, zic, fii atentă. Zic, aici în părți, zic, mă, e cu ceva mai mic, așa, un doi din ăla, știi? Și zic, sus un pic mai mare. Bine, zicea, că ne descurcăm noi cumva. No, bun, zic. A început femeia, pac, m-a luat cu foarfeca, cândalea. Și bă, la un moment dat, perciunii erau mari, așa, lăsați, părul nu era tuns aici. Îmi dă aia jos, știi? Și zic, fa, zic, ce face, mă? O scutură, a dat cu ceva pe ea, pac, a pus-o iarăși înapoi. Zic, bă, ce are, că o fi crezut femeia că am păduc pureș. Cine știe, zic, frate, ce-o fi făcut ea? Zic, dai pace, că știa ce face. Nu mă ridic de aici până nu e ce trebuie. Pune aia înapoi, pac, mă ia după aia cu foarfeca, cu pieptănul, cu toate alea, știi? Bun. Zice, la perciunii tăiem așa, zic, ho, frână, zic, nu așa. Zic, long. Bun, zice, long. M-a făcut și la perciuni și arăt eu la sprâncene, știi? Și zice, je ne pas compris. Zic, nu înțelegi, zice, bine, bre, lasă că zic, nu-i prea, dă-i pace, zic. Zic, că iară că-s firele astea lungi. A, zice, înțeleg, a, m-am prins. A luat eu o mașinărie, mi-a tuns și sprâncenele. Zic, bravo, frumos până aici.
Zice, gata, e finish. Bine, mă, zic, hai că mă duc să plătesc. Pac, mi-am luat eu ăla, zic, hai, mă, că m-a tuns bine femeia. Erau super mulțumit și fericit că m-am tuns, frate, zic, serios. Uite, mă, că și ăștia au din astea cu patru faruri din alea. Ii, mă, și era doamna Cici la volan, zic, fain. Și după ce am trebuit să plătesc, ce zici, pă, 20 de pesetos, a fost 20 de euro tunsul și au plecat în spate, acolo e ceva garderobă, cred că, știi? Și o întreb pe femeia, zic, bă, unde e femeia asta care m-a tuns? Zice, nu înțeleg. Bă, m-am uitat pe acolo și-o văzut o fată de acolo de la... Nu, că iar intru pe aici, ca Iuritu, pe aici trebuie să intru. Tura trecută am luat-o pe acolo, mă, pe la autobuz. Zic, lasă-mă, că a zis autobuz. Și... zice, mi-a făcut semn că e acolo, știi? Mă duc, ciocă la ușă, mânca femeia, zic, sorry, zic, this is for you, știi? I-am dat 5 euro, frate, e bine să dai, e foarte ok. Din toată sărăcia, frate, trebuie să dai, știi? Mamă, ce fel făcea acolo, mulțumesc, mersi beaucoup, mersi, zic, ce ai, mă, zic, stai ușor. Și am plecat la cumpărături, am ajuns la cumpărături, îți arăt imediat ce am și aici. Să facem dreapta. Aici am lăsat remorca, că am avut descărcare undeva pe aici, prin zonă, și aici este zi ăsta al lor, știi? Ăla doar atâta face, dă din mână, frate. Și când am intrat, dădea din mână. Și când am ieșit, dădea din mână. Nici n-am oprit. Zic, nu, bine, bro, ce să... No. Dacă așa e sistemul, așa facem. Mamă, deci așa de fe... Băi, am fost la Leclerc ăsta, la cumpărături, frate. Deci e prea multă amețeală, frate. Și nu găsesc carne din aia marinată. Știi cum găsesc în Germania, la 5 euro și un pic. Nu, e tot felul de cărnuri, de pești, de bă, dar foarte greu magazinul ăsta, mă, frate, e prea mare, prea împrăștiată toate, frate. Mi-am luat câteva chestii. Da, să agățăm pe doamna remorcuță. Am zis să mă pun aici, lângă gard, știi? Că e mult mai ok. E prima oară când vin să stau aici, stai să agăți și remorcuța. A, uite, ăla cu capul tractor de acolo a plecat. Oare dacă mă dau eu mai în față, are ceva? A, nu cred. Mega fericit, frate, că am reușit și m-am tuns. Mamă, de când căutam, frate, să mă tun, jur, mamă, zi, frate, nu mai găsesc o fri... Bă, încă începusem să mă uit pe ăștia prin parcări pe aici, frate, zic, bă, nu s-o tunde, mă, vreo unul, știi? Zic, tu l-ai vetă. Cum a intrat ăsta aici?
Iată, bă, o beră asta aici. Tu e berea lui soare. Nu eram sigur dacă e ridicată la maxim, știi? Invers. Soarele e acolo acum. E bine. S-a stins pipa. Exact cum îmi place. În natură. Nene, te salut, sunt aici într-o parcare. Într-o foarte mare parcare. Și m-am băgat aici la margine. Că pe acolo mai pornesc oamenii, motoarele mai... Să nu stau între. Am fost la piață, la cumpărături. Hai să-ți arăt ce mi-am luat. Get out of here. Ieși afară. Nu stai așa, că mai întâi de toate trebuie să scot de aici astea două. Facem așa, ăsta să-l conectez aici la tensiune. Așa. Și pe ăsta. Nu l-am conectat. Așa, da. Bravo. Am luat multe chestii. Am fost la Leclerc aici. Am zis că decât să mă aprovizionez, dar nu prea au multe. Magazinul e mare, frate, peste tot e. Băi, ce mă enervează este că nu am găsit pătrunjel din ăsta. Ca lumea, o bucată. Este pus în... Stai să vezi, e într-o din aia de pământ, de nu știu de ce. Ia, uite-o.
Lasă-mă că dacă îl plantez aici și mai culege și mai culeg și alții din el. Ce bine miroase. Măcar miroase, are miros, am și rupt o frunză amestecată un pic, se uita o babă la mine acolo, magazin, dar zic, dă-i pace. No, stai să scot de aici. Unde-s, mă? Uite-le, bă, nu se, bă, da, uite-le aici. S-o fi spart, nu, vreunul? Bă, nu, 6 norocoase, bro. No, și acum stai să desfac ăsta. Empty, empty. Punem așa. Punem aici. Șepcălica. Aici. Băi, știi cât am dat pe toate astea? 52 și 58. 53 de pe Seitos. 53 de euro. Nu am cumpărat. Este ciocolata asta care o luam de multe ori. Este firma asta Eco. Este cea mai ieftină ciocolată de la ei. Așa, și să le facem așa. Ăsta l-am luat așa, mai un ouț, mai știi cum zic? Tot așa, firma aia, mai cheap price. Ăsta 200 aici. Aici am luat niște din astea de ronțăit uneori. Am luat două pungi. Bun. Coca-Cola sometimes is very good. Așa. Un din ăsta, jambon, le fume și așa. N-am găsit aici, mă... Știi ce nu am găsit? Din ăla... Cum îi zice, mă, frate? Carne din aia, știi? Care este și în Nemția. Am luat niște din ăsta. Ce mai cu surprize? A, cred că. Mi-am găsit un morcov. Morcovul. Aici. Unde e ăla gogoșarul ăla? A, uite-l aici. În trei culori, frate. Deci dacă ei știu să vopsească și asta e perfect, bro. Mi-am luat niște din ăsta că îmi trebuie uneori. Am luat niște din ăsta să punem la ciorbă când o să fie. În sfârșit, bine că am găsit ceva brânză din asta. Foarte greu, foarte ciudat cu alimentele astea aici, serios. Am luat niște crevuși din ăștia, îți dai seama că sunt de bun. Nu râde, nu scrie nimic, e în regulă, te înțeleg. Aici dulciurile. Am zis să iau cât de cât mai multe chestii. Aici niște biscuiți, știi? Am căutat cu F, dar nu am găsit. Asta este, frate. Tot, bineînțeles, Eco. Așa. Aici am luat niște mini cipici din ăsta. Știi? Dulciuri. Multe dulciuri, într-adevăr. Am luat niște paste să fie, pentru că mănânc paste. Chiar mănânc. Am luat, bineînțeles, și un din ăsta. Pentru paste. Ce mai avem aici? Un ticket. Contact wireless. Bun, mai departe. L-am luat pe untul. Am stat pe acolo, m-am învârtit, au venit trei oameni. Și toți au luat din ăsta. Zic, aia e, frate. Și Valentinia tot din ăla. La noi mai scrie grăsimea și alea, concentrația aia, dar pe asta nu scrie nicăieri, mă. Nu-mi dau seama, nu văd. Unde se scrie undeva, nu scrie. Așa. Încă un din ăsta, Magic Cookie, ăsta e cu E. Sunt bune toate, trecem mai departe. Am luat aici niște roșii, miros foarte bine. Zice că e 1,39 € kilogramul, am dat 0,68 de pe Seitos. Vreau să mănânc cu puțină brânză, să vedem dacă mai este același gust, deși nu cred. Un ketchup. Și bineînțeles, nelipsita fasole. Care fasole e? A, da bine, mă, dar ce putea să-i mai facă în sfârșit? Fasolea este fiartă și e foarte bună. O punem acolo că trebuie să meargă în altă parte. Ăsta tot așa, un fel de cookies din ăla. Niște brânză din asta topită. Merge la frigii. Ăsta niște nuggets. Mai prăjim. Mai merge o treabă. Astea îmi plac foarte mult, le găsesc în toate țările și îmi plac foarte mult. Le secționez acolo pe jumătate, pun niște unt din ăsta și cu ceva din ăsta. Oi, mai este, mai este. Din ăsta, știi? Mai fac și câte un ceiuț și aia e. Bun, deci astea toate la portbagaj aici. Stai, ouăle, 6 ouă. Te uiți la pâinea asta. Aș fi cumpărat 3 din astea, frate, jur.
Îmi plac foarte mult. Este o pâine prăjită care la fel merge foarte bine cu un pic de unt și puțină miere sau sare. Este extraordinar. Mă bucur că am găsit. Și am mai luat aici două pite din astea să fie, știi? Că nu. Cine știe când mai ajung. Mai am ceva pită din Polonia. Încă e foarte ok. Ieri am luat-o. Asta e. Deci pâinile astea este, zice că ia, dar dă-i pace, nu cred. Asta cât e? La e B. Deci atâta țin, frate, fai de capul meu. Aici mai am niște cârnați din Polonia. Ăsta să-l pun aici. Asta e o brânză. Asta e să ștergem un pic acolo, că parcă-i puțină apă. Așa. Nu mi s-a părut. Aici? Aici. Cârnații ăștia din Polonia sunt foarte ok. So, avem cărnița asta. Și o punem acolo. Brânzica asta este mai de mult, dar poate să stea liniștită. Cârnații sunt desfăcuți. Mai am aici două din astea. Vezi, de asta, asta zic că am, dar nu consum. Dacă nu simt nevoia, nu consum. Un deliciu, consider că este peștele ăsta, frate. Deci atât de mult îmi plac pești ăștia. Peștele Bismarck de la Lissner. Bine, mă. Lapte, din ăsta nu am găsit la ei. Este orez din ăla fiert. Aici am niște paste. Am făcut ura trecută paste. Și mi-am pus și la borcan, știi? Probabil că mâine există o posibilitate să-mi fac și ciorba asta de fasole, știi? A, să vedem ce-a fi. Așa, punem pastele aici. Așa. Dumneavoastră stați aici, e ok? So, hai să începem cu începutul. Mai întâi voi mergeți aici la spate. Haideți și dumneavoastră. Așa, domnul Untus. Aici pot să-l și pun. Încerc să pun asta mai la spate, ca să zic așa, știi? Aici. Așa. Acolo. Aici avem pe doamna brânză. Pe topitura asta. Punem aici undeva. Nu, cum vrei, dacă nu vrei, nu vrei, ce să zic. Și asta. Eggsurile. Așa. 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 Să nici să nu zdrângăne și cât de cât să fie așezată, să zic așa, știi? Ce mai vine aici? Și încă una din asta. Exact unde tot e pregătit aici, bro. Aici am roșiile și pe domnul morcov. Îl las în punga asta, că nu cred că se întâmplă nimic. Domnișoarele roșii aici. Și mai sunt ciupacabrele astea. Să le pun la rece, nici nu știu. Las-le aici. Trebuie să pun și pe asta, cât de cât să fac așa. Mai e ceva, da, cârnații. Și ar trebui să-i pun într-o pungă din aia, că nu prea știe miros pe aici, știi? Haideți și noastră, doamna bănănuță. Da, cam atât, da. În rest, alea nu trebuie să meargă la frigider. Asta trebuie să le desfac și să le pun aici. Așa. Bă, pătrunjelul Vasile. Ăla nu știu ce fac cu el. Trebuie să le pun în frigider, nu? Da. Hai să-l punem aici. Așa e blând. Asta trebuie să le arunc. Mi-am luat niște tic-tac din ăsta pentru că până ori mai simt nevoia de ceva chestii, știi? Și să nu... Uite, ăstea. O să trebuiască să vin aici ca să fie la îndemână ce acolo, o banană. Stați din Polonia de ieri, știi? Asta trebuie să-l desfac și să le pun acolo. Mai am cookie-uri și astea.
Ăsta e ketchup-ul și ăsta e bolonezeul ăla, cică. Da, ăsta îmi place foarte mult. Mamă, ce bucuros sunt că m-am tuns. Ce să zic, astăzi nu fac nimica. Astăzi stau și mâine probabil că voi face o ciorbiță. Cât e ora acum? 5. Nu fac nimic astăzi. Mâine poate, da.